Astăzi vorbim despre întâlnirile dintre Mihail Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu. La una dintre ele, cei doi au fost atât de tensionați și discuțiile atât de aprinse încât mai să se ia la bătaie. Dar să vedem mai întâi cine a fost Mihail Gorbaciov și cu ce a venit el nou. În acea vreme erau două mari superputeri, în primul rând NATO, condusă de America, care era cea mai mare putere, și pactul de la Varșovia, țările pactului de la Varșovia, cu Rusia în frunte. Mihail Gorbaciov venise la conducerea URSS și a fost însoțit această venire a lui Mihail Gorbaciov de lansarea unui proces de restructurare denumită Perestroica. Și Perestroica venea cu trei concepte cheie: restructurare, transparență și accelerare. Transparență, glasnost, și uscorenie, accelerare. Iar Perestroica se traducea prin restructurare. Gorbaciov încerca să câștige Occidentul și să înlăture eticheta de imperiu al răului pe care președintele american Donald Reagan o aplicase Uniunii Sovietice la începutul decenului 9, făcând apel nu doar la cuvinte, ci și la fapte. În aceste condiții, ecoul pe care politica reformistă a lui Gorbaciov l-a înregistrat în țările pactului de la Varșovia a fost diferit. Dacă liderii din Polonia sau Ungaria s-au arătat mai receptivi față de noile idei ale lui Gorbaciov, cei din România, Cehoslovacia sau RDG s-au menținut departe de influența reformatoare sovietică. Erodarea capitalului de imagine de care se bucura Nicolae Ceaușescu la începutul anilor 1980 s-a petrecut în paralel cu degradarea economiei naționale, cu scăderea drastică a nivelului de trai al populației în condițiile intensificării eforturilor pentru plata datoriei externe și accentuarea progresivă a cultului personalității a lui Nicolae Ceaușescu. Să ne aducem aminte că Nicolae Ceaușescu fusese un răsfățat al Occidentului, deși făcea parte cu România din tratatul de la Varșovia, era un răsfățat al Occidentului. Primise România chiar clauza națiunii cele mai favorizate, însă această imagine începuse să se erodeze. În aceste împrejurări a avut loc în mai 1987 o vizită a lui Mihail Gorbaciov în România. Evenimentul a generat un intens interes din partea mass media occidentală, care a relatat pe larg vizita liderului sovietic la București. Articolele și analizele apărute în presa internațională au devenit cunoscute românilor prin intermediul posturilor de radio care emitau în limba română, Europa Liberă, Vocea Americii. Emisiunile difuzate de acestea prezentau românilor afectați de izolarea internațională la care erau supuși comentarii, reacții, percepții occidentale în privința vizitei, dar și asupra regimului de la București. Discuțiile dintre cei doi au vizat în ansamblul lor problema raporturilor bilaterale, cu accente pe problemele economice. Discursul lui Gorbaciov la Marea Adunare Populară consacrată prieteniei româno-sovietice din 26 mai a prezentat pe larg direcțiile reformelor și a accentuat importanța glasnostului, a criticii reale în toate domeniile de activitate. O altă întâlnire între cei doi lideri a fost în iulie 1989. Se întâlnesc la București, de această dată la o întrevedere a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Deja tensiunile erau maxime între cei doi conducători. Istoricul Alex Mihai Stoienescu descrie ce s-a întâmplat la întâlnirea privată între Ceaușescu și Gorbaciov și spune așa: ultimul dialog și cel mai violent a fost cel din vila lui Drăghici, din cartierul Primăverii. Era vara lui 1989. Seara, Ceaușescu l-a adus pe Gorbaciov și au vorbit ei acolo între patru ochi și erau să se ia la bătaie, să intre gărzile peste ei, să-i despartă. Neînțelegerile dintre cei doi erau de neîntrecut.
La 4 decembrie 1989 a avut loc la Moscova întrunirea conducătorilor țărilor membre ale tratatului de la Varșovia. Întrunirea s-a convocat ca urmare a întrevederii între Mihail Gorbaciov și George Bush, tatăl, care avusese loc în zilele de 2-3 decembrie 1989 la Malta, pe o navă de croazieră. Este ultima dată când Gorbaciov și Ceaușescu se întâlnesc. Deja blocul comunist dădea semne de slăbiciune, zidul Berlinului se prăbușise. Este adoptată o declarație între conducătorii Bulgariei, Rede Germană, Polonia, Ungaria și Uniunea Sovietică, care afirmă că introducerea trupelor statelor lor în RSE Ceoslovacă, întreprinsă în 1968, a constituit un amestec în treburile interne ale Ceoslovaciei suverane și trebuie să fie condamnată. Istoria a confirmat cât de importantă este, chiar și în cea mai complexă situație internațională, să fie respectate cu strictețe principiile suveranității și independenței în relațiile dintre state. Ceaușescu nu a semnat această declarație pentru că el a spus că nu a participat la invazia Ceoslovaciei, ba din contră, a fost contra și a ținut și un discurs memorabil în acest sens, prin care a devenit favoritul Occidentului.